Bă, știu că se spune asta des, dar trebuie să o spunem și mai des. Cât de des se poate, până ne intră în cap. În România sunt peste 15.000 de biserici. Câteva sute de biserici sunt în construcție și renovare în întreaga țară, dar pare că nu-i de ajuns. Nu, frate. Pentru că în fiecare zi cineva se gândește unde și cum să mai trântească o biserică. Mă. Să mai ia niște bani de la stat pentru asta, să mai lase un spital sau o școală fără fonduri. În Piatra Neamț, de exemplu, parohia Acoperământul Maicii Domnului a dat în judecată locatarii unor blocuri care nu-s de acord ca pe spațiul verde dintre blocurile respective să se construiască o biserică. Da, mă, da, pe un teren public concesionat de la primărie, popii vor să mai construiască o biserică. Încă o clădire care să distrugă un spațiu verde, să coste milioane și să stea goală și inutilă aproape tot anul, umplându-se doar de Paște și de hramul parohiei. Băi, cetățeni de la bloc, bă, băgați-vă mințile în cap și dați-vă acordul pentru construirea bisericii ălea, da? Avem nevoie de biserici, bă. Dați-le naibii, bă, de grădinițe, școli și spitale, dați-le naibii de spații verzi. Gândiți-vă bine, cu cât mai bolnavi și mai analfabeți vom fi, cu atât mai mare va fi nevoia de biserici. Hai, Doamne ajută și nu uitați! Biserici, biserici, biserici. Școlile și spitalele sunt pentru proștii care se cred în secolul 21, da? Știți povestea cu învățătoarea de la o școală de fițe care a șters cu părinții pe jos pentru că n-au sărit corespunzător cu banul pentru cadouri. Un părinte s-a săturat, a filmat tot și a pus filmulețul pe internet. Am stat cadourile voastre, am fost asta, te-am sunat, mai bine ceva, nu mai bine, atât vă reprezintă. Nu sunteți cartofi, nu sunteți foi să vă învăț. Și la școală 11 ai avea 100 de euro de Crăciun. Eu v-am întrebat, v-ați organizat, este în politica românească, balcanică, de sărbători să se ofere. Mi s-a spus că aveți un buget de 50 de lei la 4 oameni și am spus, cui dați 4 cadouri? 3 profesori și un director și cealaltă directoare are bube? Ei bine, de data asta, spre deosebire de alte cazuri, inspectoratul școlar s-a sesizat repede, ba a mai sesizat și parchetul. Numai că asta n-a dus, domne, la suspendarea temporară a activității învățătoarei cu pricina. Nu. No. Fiindcă, așa cum spune purtătorul de cuvânt al inspectoratului școlar al municipiului București... De ce e posibil să rămână la catedră? Nu pot să mă pronunț decât după ce avem concluziile Comisiei de Cercetare. Este posibil. Este posibil sau nu este posibil? Da, mă, deci este posibil sau nu este posibil? Hai că e simplu, nu? Lăsați-o la catedră dacă e posibil pe perioada cercetărilor și eventual spuneți mai bine cine e părintele ăla care a dat-o în gât. Păi nu? Să mai aibă cineva curajul să spună ce se întâmplă și cum se întâmplă în învățământul primar și gimnazial. Ăștia trebuie striviți de mici, bă, dacă este posibil să nu mai îndrăznească așa ceva. Păi cum? Bianca Drăgușanu a fost luată prin surprindere de nunta anului, în care sunt implicați Andreea Marin și iubitul ei, Tunceai. Așa că Bianca încearcă să revină pe prima pagina a tabloidelor și pregătește, în cele mai mici detalii, divorțul anului. Bine, e și singura variantă care i-a mai rămas, pentru că operații estetice n-are unde să-și mai facă, iar avortul l-a consumat anul trecut. Imediat după Revelion, diva a plecat la Paris, acolo unde s-a întâlnit cu Adrian Cristea, prințul. Shopping? Păi și fără Victor? Shoppingul? Nu mai zic nimic, a, să faci singură. Știgă? Și? Te-a plăcut? Nu am fost. N-am cu cine. La Paris e super. Ce s-a întâmplat? Ai fost cu Bianca la... Ai fost sau nu cu Bianca? Adrian, de ce te cere? Dar ce cadou ai cumpărat lui Victor? A fost cumva și pe malul SN cu Bianca la Buchiniști? A fost romantic acest sejur? Pentru că Parisul este orașul îndrăgostiților. Te întreb că crezi că poți să distrugi căsnicia Biancăi? Eu știu atât. Soția mea a plecat de acasă de joi seară. Înțeleg că încerci să vorbești la trecut de căsătoria voastră? Da, vorbesc în momentul de față despre... viitoarea
fostă soție. Viitoarea fostă soție a mea, da. Nu pot. Până la urmă nu contează, Cătălin, cu cine a plecat. Sau dacă a plecat la Paris, dacă a plecat la Milano sau oriunde. Și nici nu contează cu cine. Atâta timp cât soțul tău nu știe de tine 4 zile, pentru mine este suficient. Asta înseamnă că, practic, tu astăzi anunți că divorțezi de Bianca. Da, eu am să divorțez. Bine, eu cred că pregătise și niște interlopi în alte orașe din lume cu care urma să se întâlnească în caz că Victor nu se supăra nici de data asta. Coco Păunu aștepta la Londra pentru o altă cină romantică, iar Leo de la Strehaia era la Roma. Și uite cum cade divorțul ăsta tot pe umerii de plastic ai Biancăi, care a fost nevoită tot ea să înșele, pentru că dacă stătea după Victor nu se mai despărțeau niciodată și Andreea Marin făcea și un copil până atunci. Și asta deși Bianca i-a prezentat lui ăsta mic tot felul de prietene, bă, cu care putea și el să o înșele. Până la urmă s-a sacrificat ea. Bă, nici bărbații ăștia nu mai sunt ce au fost. Ce credeți că scăpați de Nicolae Guță, mă? A venit momentul să uităm un pic de amante și să vorbim chiar despre omul Guță. Da, mă, omul din Guță, dacă pot să spun așa, cu calități și cu defecte. La capitolul defecte, Guță a fost acuzat de armata lui de amante oficiale că, mă scuzați, o are mică. Și nu vorbim de burtică, da? Bă, Manelistu a rupt tăcerea și la acest capitol important. Sau, dacă vreți, a făcut lumină, pentru că o țară întreagă stătea cu sufletul la gură, bă, și se întreba, o are sau nu are mică? Să vedem răspunsul. Persoanele cu virgulă care am avut eu de-a face, probabil că într-un fel sau altul, să zic eu, s-o aștepta la mai mult, să zic să mă implic mai mult, știu eu, financiar, în primul rând financiar, chiar și profesional. Și e normal, măi, Nicolae, adică el e bărbat care să dea bani unei femei, logic acum, când toate femeile sunt leșinate după el, e megastarul, manele. Nu, lasă, dracu, acum nu-i vorba. Bă, eu văd că nu. Văd că mai funcționează, cu burtică mai mică, așa îmi fac treaba. Ei bine, doamnelor și domnilor, e clar, Guță chiar o are mică. Na, că a zis-o. Dar acesta își face treaba cu ea, bă, dovada clară că mărimea nu contează. Știți cum se spune? Esențele tari se țin în maneliști mici. Sper că acum e clar de ce se bat cele 8 amante pentru Nicolae Guță. Cum pentru banii lui, bă, chiar n-ați înțeles nimic pe cuvânt. Pentru sufletul lui, bă, acolo e foarte bine dotat. Poți să știți că nunta Andrei Marin le-a cam stricat planurile celor care se vântură prin lumea asta mondenă. Au fost nevoiți să vină pe piață cu subiecte tari, să facă față. În această situație a ieșit Daniela Gheorfi, care a ieșit cu capul sus și cu ochiloții în vine dintr-un doliu prelungit. Păi ce face Daniela când simte că intră în conul ăla periculos de umbră? Apelează la chiloți, normal, pe care îi prezintă un pic publicului larg. De ce să aibă secrete față de fanii ei, nu? Să vedem chiloții, Danielo! Da, oricum, se vede că artista, ca să-i spunem așa, a trecut printr-o perioadă grea și s-a mai maturizat un pic. Păi în urmă cu câteva luni ne arăta că n-are chiloți. Dar asta, atenție, doar în perioadele în care nu se ținea post. Pentru că Daniela e o fată credincioasă. Iată că a mai evoluat acum și ne arată că are chiloți negri, semn că n-a ieșit chiar de tot din doliu. Poate, cine știe, se pregătește psihic să apeleze și la sutien, nu? Asta a fost, dragilor, ne vedem mâine 23:15, tot aici la România TV. Ne găsiți pe Facebook la Starea Nației. Rămâneți cu știrile, noapte bună! 1 Ion al țării, Iliescu. Da, mă, Năstase a intrat de două ori. Adică oricare dintre voi trimitea scrisori consulului României în China pentru a-i cere să-i cumpere covoare mobilă, ferestre, pitici de grădină. Cum ar veni din dragoste pentru întâiul chelios al țării, magistrații ăștia sunt... Ah, că... Oh, dar cum era maestrul în viața de zi cu zi? Bea și el cafea ca noi toți când trebuie...
Gândește-te la martirii creștini, mă. Erau dați la lei, la tigri, erau omorâți în arenă sau crucificați. Iar tu nu mai suporți Bine, eu cred că pregătise și niște interlop, mă, în alte orașe din lume cu care urma...